Ministerul Afacerilor Externe a anunțat noile condiții de acces în Ungaria ale cetățenilor provenind din România. Țara vecină permite accesul românilor fără restricții în cazul în care prezintă două teste negative de coronavirus făcute la interval de 48 de ore în ultimele 5 zile. Documentele trebuie să fie în engleză sau maghiară. Măsurile vor intra în vigoare miercuri 15 iulie 2020 de la ora 0. Lucrătorii sezonieri din România pot de asemenea intra pe teritoriul Ungariei cu condiția ca angajatorul ungar să transmită poliției ungare un formular electronic cu datele de identificare ale acestora. Punctele de trecere a frontierei în acest scop vor fi stabilite de conducerea poliției ungare. Cu privire la tranzit, autoritățile ungare au precizat că acesta este permis în următoarele condiții. Durata tranzitului să nu depășească 24 de ore. Persoanele nu prezintă simptome specifice infecției cu COVID-19. Pot demonstra scopul călătoriei, respectiv dreptul de a intra în țara de destinație, eventual de tranzit. Tranzitul se va efectua doar pe traseele desemnate și publicate pe pagina de web a Poliției Ungare, fiind identificate în mod explicit locurile de oprire și odihnă.